Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Răzvan Zanfir, urmăriți Bună România, o ediție specială. Colegul meu, așa cum v-a anunțat de ieri, revine abia marți. Crăciunul e mai extins în cazul său. Alături de mine este Răzvan Munteanu, colegul nostru, realizator CIC Media, analist de politică externă. Mulțumesc, Răzvan. Mulțumesc și eu pentru invitație. Hai să o luăm în ordinea subiectelor, în sensul în care să ne apucăm de cel mai depărtat subiect, pentru că avem tendința de a depăși eșecul ăsta cu aderarea la spațiul Schengen. Sunt convins că telespectatorii sunt parțial plictisiți de acest subiect ultra dezbătut înainte și după ratarea din 8 decembrie. Doar că acum, la ceva distanță și după ce poate unora ne-au dispărut supărările față de austrieci, și o să vedem dacă a fost o strategie de comunicare a guvernului sau nu, putem să privim ceva mai detașat această chestiune a ratării aderării la spațiul Schengen, cu un sondaj de opinie în față, un sondaj realizat de sociologii de la Avangard, sondaj care ne prezintă perspectiva românului asupra acestei ratări. Înainte de a ne apleca asupra cifrelor prezentate de acest studiu sociologic, aș vrea să-l reascultăm pe președintele României, Klaus Iohannis, așa cum ne spunea el, să nu căutăm vinovați. Mi s-a părut puțin ciudată vânătoarea de vinovați care s-a declanșat în unele medii. Vinovații nu se găsesc în București, nici în România. Știți foarte bine de ce nu s-a putut vota. Dar noi nu ne lăsăm descurajați. Eu în niciun caz nu voi ceda și nu voi ceda până când România devine membru în Schengen. Suntem în faza în care trebuie să reluăm nu chiar de la zero, dar de destul de jos toate discuțiile, să construim încă o dată întreaga abordare cu mai multă insistență, cu mai multă convingere, dar va necesita timp. Deci vă rog să nu aveți așteptarea că astăzi sau mâine în Consiliu se hotărăște ceva clar în ce privește aderarea. Însă pot să vă spun că personal îmi imaginez că o aderare este posibilă în anul viitor. Bun, cam așa a cuvântat președintele Klaus Iohannis la câteva zile după ratare, când a decis să comunice pe acest subiect. Domnule Răzvan Munteanu, înainte de absolut orice altă întrebare, are sens să căutăm vinovați sau nu? Evident că are sens să căutăm vinovați și sunt multe eșecuri de politică externă pe care România le-a înregistrat în ultimii 4-5 ani de zile. Unul dintre ele, și cred că este destul de elocvent, este ratarea șansei pe care am avut-o de a deveni membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Știm foarte bine că România a pierdut în fața unei țări baltice. Păi, era și contextul de atunci în care premierul Viorica Dăncilă spunea că trebuie să recunoaștem capitala Israelului ca fiind la Ierusalim. Statele arabe, evident, că au boicotat România și inclusiv poziția noastră de a câștiga un loc în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Sunt multe eșecuri de acest gen pe care am avut în ultima perioadă și da, trebuie să găsim vinovați sau măcar trebuie să ne uităm către persoanele sau instituțiile care ar fi trebuit să depună un efort mai mare, pentru că Schengen cred că este un proiect de țară pentru România. Era ultima mare încercare. Depășisem și testul MCV-ului, nu ne-a fost ridicat exact. MCV-ul. Practic, ce ne mai putem dori de la viață ca țară în aceste momente, după aderarea la NATO, după integrarea europeană, după ridicarea MCV, ce ne-am mai putea dori, exceptând Schengen-ul Schengen, pe termen scurt? Trecerea la moneda euro, probabil sigur. Vize pentru Statele Unite ale Americii, care sunt parte din strategici, dar cam asta ar fi cele trei mari discuții de politică externă la care România ar trebui să fie foarte, foarte activă și să adere. Klaus Iohannis nu vrea să căutăm vinovați pentru că s-ar putea să-l găsim pe... Acum, eu știu și sondajul de la Avangard, da. Președintele român este cel care se ocupă de politică externă. Este vinovat, nu este vinovat, el trebuie să deconteze printre altele sau printre alții un asemenea eșec. Politica externă se află în mâinile lui. Avem și un ministru de externe agreat de președinte, adică nu avem acea situație în care exista o disfuncționalitate între guvern și președinția României, cum am avut probabil în perioada lui Traian Băsescu, spre exemplu. Deci România, la nivel instituțional, a avut toate aturile pentru a putea funcționa și a putea să
ating acest obiectiv la care... Da, e o chestiune de politică externă aderarea la spațiul Schengen sau e un atribut al Ministerului de Interne? Este un atribut al mai multor instituții, pentru că nu doar Ministerul de Externe. Evident, contează foarte mult lobby-ul pe care îl face Ministerul de Externe, faptul cum poziționează dosarul României de aderare, contează și îndeplinirile pe care trebuie să le facem și pe care le-am realizat. Și aici Ministerul de Interne a avut un rol foarte important și multe alte instituții, de la Ministerul Muncii până la Ministerul Finanțelor, au jucat un rol sub o formă sau alta în acest dosar de aderare. Dar povestea asta cu frontierele securizate e și adevărată? Care? Poveste? Că sunt multe povești. Te referi la cea pe care o au aruncat tot cei de la Viena sau la... Nu mă refer neapărat la ruta migranților, pentru că înțeleg că ulterior și Viena și-a nuanțat poziția. Mă refer exclusiv la ideea că am avea frontiere securizate în condițiile în care în portul Constanța funcționează doar două scanere. Înțeleg că am fi avut nevoie de minimum 6, două dintre care un scanner mobil care iarăși funcționează la o capacitate mult redusă și un procent aproape nesemnificativ, sub 10%, dintre containerele care intră în portul Constanța reușesc să fie scanate. Atenție, scannerul mobil funcționează doar în condiții meteorologice optime. Să fie afară numai mult de nu știu câte grade, dar nici mai puțin, să fie însorit, să fie vreme predominant frumoasă, să nu plouă, să nu... Adică noi ne mințim și pe noi și pe alții că am avea frontiere securizate. Citeam un material publicat de jurnaliștii de la G4 Media. După ce Comisia Europeană a înaintat un raport, raportul Comisiei Europene vorbește în termeni extrem de prietenoși la adresa României, spune că totul e în regulă, frontierele sunt securizate, România e o țară sigură, poate intra în spațiu Schengen. Și apar cei de la G4 Media cu o analiză în care ni se atrage atenția asupra modului în care funcționează portul Constanța. Ni se reamintește că în România a explodat o mașină în urma unui atentat, în urmă cu un an, cu același ministru de interne, care n-a pățit absolut nimic, nici măcar n-a fost prea mișcat. În funcție sigur n-a fost mișcat, poate doar sufletește. De acest eveniment, nu l-am găsit pe făptuitor și revenim la întrebare. Sigur că astăzi a existat un atentat în Franța cu pierderi de vieți omenești. Dar noi de aici, de la porțile Orientului, în afara spațiului Schengen, nu știu dacă suntem în măsură să îi analizăm pe ceilalți și dacă îi analizăm, oricum nu depinde de noi intrarea lor sau rămânerea lor în spațiul Schengen. În schimb, ei ne pot verifica pe noi. Am îndeplinit oare toate criteriile tehnice, având în vedere neplăcerile astea de în ultimii ani? Bun, acum expert în ceea ce privește dotările tehnice, nu sunt și nu este, cred că este niciunul dintre noi. Cred că e nimeni. Cel puțin în România. Dar nu pare că sunt prea mulți. Dar sunt multe vulnerabilități. Dacă mi-aduc bine aminte, în urmă cu nu foarte mult timp, un an sau doi ani de zile, a picat întregul sistem informatic la Vama cu Republica Moldova. Exact. Cel, acolo unde este un trafic imens de țigări netimbrate și alte... produse. O stranie coincidență. Exact. N-aș vrea să te întreb, păstrează-ți ideea, dar ne amintim cum n-a funcționat sistemul nici în perioada Caracal. A dispărut la 2-3 zile după ce acea tragedie, până la urmă, că așa ne raportăm la ea, am aflat că n-a funcționat sistemul informatic de la Vamă. Deci ne mai amintim un astfel de moment și pentru că ai vorbit de frontiera prin care se face mult trafic, anul trecut a survolat un avion de contrabandă din Ucraina în România, a venit și din România s-a întors în Ucraina și abia ucrainenii au reușit să îl oprească. Și apropo de frontierele noastre. Dar hai să fim realiști, nu este nicio frontieră sigură în totalitate. Și e suficient să privim către Statele Unite ale Americii, care este fără doar și poate cea mai dezvoltat stat cu cele mai funcționale instituții. Și știm foarte bine cât de puternic este traficul de persoane, traficul inclusiv de mărfuri ilegale. Facem comparații cu portul Constanța, dar dacă citim presa internațională sau presa din Olanda, sunt multe articole care vorbesc despre traficul ilegal sau despre anumite nefuncționalități în marele port Rotterdam, chiar în Amsterdam. Nu poate să existe un sistem perfect în acest sens, dar România ar trebui evident să rezolve aceste vulnerabilități dacă își dorește cu adevărat, pentru că este și o afacere pentru poate unele instituții sau pentru unii oameni politici. Să ne toace puțin anii 90, celebra afacere țigareta, când venea avionul cu... 1, 2... Exact. Da, au fost mai multe țigări netimbrate, iarăși ne întoarcem la țigări, ajungea pe aeroportul Otopeni, de acolo, că nu mă înșel, un general sau un colonel de armată, e posibil să mă înșel, nu mai țin minte. Da, dar și cu implicarea serviciilor secrete ale vremii.
Asta a fost posibil, nu cred că se pot face astfel de afaceri fără o implicare de un fel sau altul. Nu sunt afaceri doar de civil. Politic sau instituțional. Omul respectiv, ofițerul de rang înalt, punea pur și simplu girofarul, era îmbrăcat în uniformă și mergea ce cu, să mai oprești? Cu tirul în spatele, în spatele mașinii. Totuși, România nu mai este cea care atunci în anii 90. Nu există o țară cu granițele perfect securizate, asta este clar. Iată Frontex, cât de mult a încercat să oprească acea migrație și hai să dăm cezarul ce stă al cezarului sau sultanului ce stă al sultanului. Că dacă nu era Turcia lui Erdogan să păstreze acei refugiați din Orientul Mijlociu în Turcia, evident, primind bani consistenți din partea Uniunii Europene, nu cred că puteam să facem față crizei imigrației din anii trecuți pe fondul primăverii arabe. Sunt multe lucruri care trebuie îmbunătățite în România, dar pe total, ținând cont și de raporturile venite din partea Uniunii Europene, cred că nu eram departe de alte state care se află la granița Uniunii Europene și care sunt state membre Schengen. Deci, cu disfuncționalitățile pe care le avem. Deci nu condițiile tehnice sau micile disfuncționalități ne-au oprit de a intra în Schengen. Despre condițiile tehnice anul acesta. S-a vorbit în trecut, au făcut unele achiziții. Știm foarte bine că poliția română folosește în continuare celebrele pistoale Carpați, care chiar am discutat cu cineva din poliție și spunea că, domne, dacă vreau să trag și nu sunt la 4 metri de țintă, nu știu în ce direcție să duce glonțul. Da? Avem multe disfuncționalități de acest fel. Ministerul de Interne trebuie să le rezolve sub o formă sau alta acest lucru. Se vorbește de un deceniu că aceste lucruri vor fi schimbate, se vor rezolva sub o formă. 600 de mașini achiziționate anul acesta. Poate da, e un da, început frumos. Nu este un lucru, nu este un lucru rău. Instituțiile publice și mai ales cele de forță, cum este poliția și jandarmeria, au nevoie inclusiv de dători de acest fel. Și sigur, noi ne gândim mașini, dar da, au nevoie, au nevoie. Știu. Au nevoie. Știu. Ce e bine e atunci când nevoia se intersectează cu firma prietenului președintelui. Că nevoia e clară, dar poate nu o putea satisface prietenul președintelui și atunci am fi fost într-o situație în care degeaba ai nevoie dacă nu are președintele un prieten care să satisfacă respectiva. Nu intrăm în zonă asta. Crezi că nu există state mult mai dezvoltate ca România în care astfel de afaceri există? Este, sunt convins. Din punctul meu de vedere este ideal dacă necesitățile statului român sunt satisfăcute și chiar dacă eu nu am senzația că e diferită abordarea din România. Și reușesc, sub o formă sau alta, să își satisfacă și prietenii. Și prietenii, că de-aia există prietenie. Da. Nu asta e problema, că există firme ale prietenilor, președinților unor țări care alimentează nevoile statului. Problema e că în alte țări, după anumite dezvăluiri, oamenii politici se mai și retrag în funcție, există instituția demisiei de onoare. La noi, demisie de onoare, dacă stăm să ne gândim, nu mi-amintesc recent, desigur, mă duc până la Ilie Șerbănescu, care după 3 luni a plecat din executiv, că a zis că nu se poate face nimic aici, bătaie de joc. Dar Sorin Câmpeanu a demisionat, Sorin Câmpeanu, numai scandalul lui cu... De exemplu, eu nu cred că are vreo legătură demisia lui Sorin Câmpeanu cu același, a zis, scandal, ar fi scos niște autori morți după lucrarea al cărei coautor era. Eu cred că pur și simplu Sorin Câmpeanu n-a vrut, spre deosebire de doamna Ligia Deca, să aplaude un buget al rușinii pentru educație. Asta e teoria mea. Mă rog, în rest au mai plecat. A plecat Vasile Dâncu, de aia și nu pe o chestiune de onoare, cine știe de ce. Da. Dar fostul ministru al agriculturii, dar pe bază de dosar penal, nu neapărat de onoare. Deci în România sigur că se întâmplă astfel de lucruri. Cazul acelor autoturisme de marcă din Germania nu este considerat sau dovedit ca fiind un caz de corupție. Nu, nu este, categoric. Aici e deosebirea. Până la urmă, dacă eu sunt șeful instituții publice, iar tu poți să-mi oferi niște produse dincolo de prietenia noastră, dacă nu poate fi dovedit absolut nimic ilegal în acest sens, nu cred că putem vorbi de nevoia unei demisii de onoare. Dar în cazul Schengen, în care ar fi trebuit să vedem. Ar fi trebuit să vedem o demisie de onoare după ieșirea cu aderării la Schengen? Trebuie să vedem o demisie de onoare. Dacă mă întreb pe mine, nu știu cât de corect este răspunsul, dar cel puțin ministrul de interne, care dădea asigurări că Austria ne va susține, că România va intra în spațiul Schengen, le dă în urmă cu 2-3 zile, înainte ca Austria să-și spună poziția oficială. Trebuia să vină o reacție din partea unor oficiali români, pentru că, repet, aderarea în Schengen ar trebui să fie considerată și asta e o problemă, pentru că oamenii politici acum se distanțează de subiect, dar
Este un subiect important de politică externă, ceea ce ar trebui să fie o strategie de politică externă a României. E vinovat ministrul de interne și pentru că el a fost principalul negociator al ultimelor săptămâni, el a fost principalul comunicator al aderării la Schengen. Chiar e o observație interesantă. Unde a fost Aurescu în spațiu public în toată această perioadă în subiectul Schengen? L-am văzut cu o primă declarație, mi-am luat, pe 16 decembrie găsim materiale publicate care îl citează pe Bogdan Aurescu. Bogdan Aurescu după eșecul Schengen. Unii au dat 8 decembrie termen limită. Greșit, am văzut sfaturi de la persoane care nu și-au negociat nici măcar salariul. E și un pic ironic. Bun, Bogdan Aurescu pe 16 decembrie ne spune că termenul de 8 decembrie era unul greșit. Păi unde era domnul Bogdan Aurescu, un profesionist al diplomației, unul dintre puținii miniștri care au tangență cu domeniul pe care îl coordonează? Dar unde era domnul Aurescu pe 7 decembrie, pe 6 decembrie, când colegii săi de guvern ventilau această dată de 8 decembrie? Bun, aici cred că nu se poate pune problema, că cel puțin domnul Aurescu este mai versat, dacă nu chiar mai inteligent decât mulți colegi politici, și poate că a știut să stea departe de acest subiect. Absolut, în primul rând. În al doilea rând, negociatorul principal și cel care și instituțional, dar și politic, a fost ministrul de interne. Din această perspectivă, era normal ca ministrul de interne să fie principalul comunicator, să fie principala persoană care vine în față, dincolo de mai al României. Cred că dacă domnul Aurescu era convins că vom intra în spațiul Schengen, s-a alăturat acestui discurs politic total eronat pe care România... Și ajungem la această concluzie. Președintele României este cel care conduce politica externă și într-un fel sau altul nu poate fi scos din eșecul aderării la Schengen și, pe de altă parte, îl ai pe negociatorul șef. Negociator nu înțelegem cum anume, nefiind vorbitor de limbi străine, era negociator prin interpret, probabil, așa. Poate îl găsim vinovat pe interpret, poate traducătorul de vină. Da, foarte bună observația, poate traducătorul este de vină, dar nu cred că asta e problema. România, problema aderării României la Schengen este puțin mai complexă decât cazul Austriei. Cred că sunt câteva state bune în Europa care s-au bucurat de faptul că România nu a devenit Olanda? Cu Schengen. Printre care Olanda. Păi Olanda a spus că ne-ar fi votat, dar nu și-a dorit Bulgaria. Bun, păi ție ți se pare rezonabil această scuză? Nu. Nu, păi asta nu cred că a înghițit nimeni acest discurs din spațiul public din România. Dacă România ar fi reușit, prin oficialii pe care i-au avut la Bruxelles, să rupă România de Bulgaria în procesul aderării, sigur Olanda ar fi fost pusă în fața faptului împlinit să voteze aderarea României. Dar nu avea niciun rost acest lucru, pentru că, iată, Austria a trebuit să preia aceste poziții total eronate, adică de ceea ce a justificat Austria privind aderarea României la Schengen, nu are nicio logică cu realitatea. România nu este stat care se află pe axa tranzitului de persoane ilegale. Ele intră prin Grecia și foarte bine Serbia, Ungaria, Austria, cam ăsta este traseul principal. Iar România, chiar uite, din contră, să știi că și-a făcut foarte bine treaba și sunt câteva cazuri pe care inclusiv presa l-a dat, reușind să oprească migranți ilegali la granițele noastre. Deci, culmea, pe acest subiect chiar puteam să fim liniștiți că nu ni se va reproșa nimic. Este cu atât mai dureros eșecul, cu cât justificarea oficială nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat în România. Deci a fost o sfidare venită pe rațiuni exclusiv politice, echipa noastră de negociatori, sper că se mai vede domnul Bode în spatele meu, ar trebui să-și asume acest eșec și poate, dacă suntem exigenți, ne ducem mai sus până la președinte. Mai e cineva pe care ai vrea să-l adaugi pe lista celor care ar putea fi trași la răspundere? Eu nu aș vrea să adaug pe nimeni. Pe da. Dar cine e instituțional? Dacă ne uităm instituțional, evident că ne uităm către Ministerul de Interne, către Ministerul de Externe și către președintele României, care trebuie să își asume politica externă ca principală prerogativă pe care el o are în Palatul. Să ne uităm și către sondajul ăsta. Sondaj Avangard, realizat la comanda G4 Media, e interesant, nu e realizat la comanda unui partid politic, e realizat la comanda unei instituții de presă, în perioada 15 decembrie, 23 decembrie, 870 de subiecți, metodă CATI, marjă de eroare 3,3%, nivel de încredere 95%, ce vă mai puteți dori. Și haideți să vedem puțin răspunsurile. Pe o scară de la 1 la 5, 1 însemnând deloc și 5 foarte mult, cât de justificată vi se pare respingerea aderării României la spațiu Schengen? 47% au spus nejustificată, 1% au zis justificată. Păi atunci de ce, Doamne iartă, ne-a mai dat scară cu de la 1 la 5 dacă răspunsurile sunt justificat și nejustificat?
Mă rog. Hai să trecem la întrebarea care ne interesează cu adevărat. Sună în felul următor. Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru respingerea aderării României la spațiul Schengen, vinovații sunt mai degrabă în... Asta e, nu sunt mai degrabă X sau Y, ci în... 44% au spus că vinovații sunt în România. 25% au spus că vinovații sunt în Austria și Olanda, din ce 12% au considerat că în Uniunea Europeană în ansamblu, nu știm unde. Poate de aici, de la Uniunea Europeană în ansamblu, trebuie să mai luăm și către România niște vinovăție, că suntem parte UE. 44% consideră că vinovații sunt în România. Nu cred că se referă la cetățeni, cred că se referă la oameni cu funcții de conducere. Asta este clar, da. Și oameni cu funcții de conducere care au avut de-a face cu această ratare, ne-ai spus puțin mai devreme, președintele, ministrul de interne, ministrul de externe, sunt principalii vizați. Principalii vizați, pentru că asta ține de atribuțiile lor principale pe care le au. Crezi că va exista orice fel de consecință pentru un om politic român ca urmare a ratării aderării la spațiul Schengen? La un moment dat, domnul Bode să fie rugat insistent să se retragă la șefia ANR, cum înțeleg că oricum anvizajează, sau președintele României să-și asume o parte din vină? Vin sărbătorile, presiunea politică scade pe acest subiect. Deja discursul, inclusiv în presă, pentru că presa este cea care trebuie să susțină această presiune, se distanțează oarecum de eșecul Schengen. Opoziția politică nu prea are putere, cel puțin din punctul meu de vedere, să margeze pe acest subiect, motiv pentru care poate domnul Bode va fi schimbat, dar nu neapărat ca o pedeapsă pentru eșecul aterării României la Schengen, sau poate că cineva va fi suficient de insistent încât să îl sacrifice oficial și pentru acest la pachet cu celelalte momente cel puțin controversate din ultimul său an profesional. Da? Deci ne referim la doctoratul acela controversat, sau când ne ducem mai în spate, la momentul Arad, n-au fost găsiți responsabili pentru atentatul cu bombă la mașina unui om de afaceri. De afaceri destul de influent, cel puțin în județ, dacă nu mă înșel. Un om foarte important la el acasă acolo, da? Este o problemă pentru România. Nu este într-adevăr o constantă. Să știi că sunt state occidentale în care... Categoric. Și să nu referim neapărat la Franța, dar sunt state destul de dezvoltate în care astfel de cazuri sunt mai dese și sunt aproape anual. În România, nu cred că din anii 90 am mai avut un asemenea incident. Rar. Da, nerezolvat. Dar la domnul Bode se adună. Se adună, mă gândesc și la tragedia de la Onești. Doi oameni uciși cu poliția la ușă. Se adună și este și genul de minister care îți dau astfel de provocări. Acum, hai să recunoaștem, nu vreau să fiu avocatul diavolului și niciodată. De ce nu? Instituțiile din subordinea Ministerului de Interne au probleme ce țin de disfuncționalitatea lor, inclusiv tehnic, pentru că am vorbit despre acest lucru, de ani de zile. Eu nu cred că... Da. Asta nu e o scuză pentru domnul Bode, care a decis să-i mute pe șefii poliției de la Onești pe alte funcții de conducere. Că de fapt asta îi se reproșează. Nu îi se reproșează ministrului de interne că poliția n-a acționat corespunzător în cazul Onești. Îi se reproșează în schimb ministrului de interne și e vinovat ministrul de interne că șefii poliției, cei responsabili pentru intervenția de la Onești, au fost mutați sanchi disciplinar pe alte funcții de conducere. Asta e de fapt dar cred că problema. Problema este lipsa de comunicare, pentru că dacă un ministru ar veni și ar spune că această decizie disciplinară totuși, care nu e atât de dureroasă pentru oamenii respectiv, este rezultatul și unui balanț al lucrurilor pozitive și lucrurilor negative pe care acei oameni l-au făcut, ar fi putut să fie de înțeles. Dar în momentul în care nu ai nicio justificare pentru așa ceva, te gândești la poliția română. Ce mari minuni puteau face să contrabalanseze moartea doi oameni. E greu. Au alții 3-4. Te gândești la multe alte cazuri. Asta nu uităm că șefii poliției române se întâlneau cu interlopi. Da. Cred că se mai întâmplă acest lucru în biserică, ca să negocieze liniștea publică. Spre iertarea păcatelor, sper. Liniștea publică. Eu cred că dacă am face un sondaj de opinie în România, privind, nu știu, celebra brigada lui Alimănescu, Brigada Fulger, și cum arată... Mai mult justițiar decât polițiști. Da, mai mult justițiar decât polițiști și, evident, de care n-am avut nevoie în România de astăzi, dar Doamne care ferește. Și-a făcut sub o formă sau alta treaba și a crescut în popularitate în perioada interbelică, cred că mulți s-ar gândi către ar privi altfel poliția română în momentul de față. Bun. Știi că Brigada Fulger există la Chișinău. În de cadrul ce nu mă surprinde? Forțelor dacă nu mă știu, de jandarmerie, dar evident nu sunt așa de justiție. Vorbim despre respectă Chișinău. Legea, sper. Sper, măcar atât putem. Măcar ei să respecte legea la Chișinău. O să vorbim despre Chișinău astăzi, dar până la Chișinău vreau să trecem pe la Kiev
Și pentru prima dată, după foarte mult timp, vom discuta despre ce se întâmplă în Ucraina fără să facem trimitere la război, pentru că în Ucraina a fost adoptată recent o lege, de fapt a fost modificată legislația privind drepturile minorităților naționale. Reamintim, există o puternică dimensiune sau componentă etnică românească în Ucraina. În Ucraina există teritorii istorice care au aparținut României. Vreau să urmărim un material realizat de colegii de la știri pe subiectul controversatei legi a minorităților naționale din Ucraina. Vedem cum ne afectează legiferarea de la Kiev pe noi, pe etnicii români din Ucraina, și ne întoarcem, o să avem și un telefon în direct. Românii din Ucraina au trăit cu această speranță că legea minorităților naționale va rezolva problema, va crea o soluție pentru ei. A venit legea la 13 decembrie și problema nu este rezolvată. Am spus, sunt unele momente pozitive, dar această problemă nu este rezolvată pentru că legea minorităților naționale o citează pe cea din 2017, altfel spus, o consolidează și mai mult, îi aprofundează efectele și Ucraina, într-un fel, renunță să mai discute despre această problemă. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a luat imediat poziție și i-a transmis omologului său ucrainean, Dimitro Kuleba, o listă de prevederi despre care partea română spune că pot avea un impact negativ prin raportare la standardele europene. Astfel că țara noastră cere autorităților ucrainene să consulte Comisia de la Veneția chiar și în acest stadiu și să pună în aplicare pe deplin recomandările acestea, având în vedere faptul că legea prevede un termen de 6 luni pentru intrarea sa în vigoare. În luna aprilie, în timpul discursului în Parlamentul României, Volodymyr Zelensky a promis României că dorește să protejeze comunitatea românească din Ucraina. Această experiență de susținere și respect reciproc și bunătate dintre popoarele noastre este o bază pentru o apropiere și mai mare dintre popoarele noastre și statele noastre. Și cum situația va permite, vreau să încep un dialog cu România pentru a permite întreaga protecție minorităților noastre naționale, comunității românești din Ucraina și cele ucrainene din România, și să asigurăm toată susținerea care pe care o putem asigura. Pentru că viitorul nostru este împreună într-o familie europeană. Dezamăgirea românilor crește în contextul în care oficialii de la Kiev nici nu iau în considerare ca minoritățile să studieze în limba lor maternă. Partea ucraineană consideră că majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene vor lăuda acest proiect de lege care aduce îmbunătățire în legislație. Am zis aduce, dar nu toate cele dorite de statele din jurul României. Și există și unele voci analitice la Kiev care spun că legea aceasta corespunde totalmente tuturor standardelor europene și nu văd ca fiind niciun obstacol să existe cumva să nu fie această lege văzută bine în capitalele statelor membre ale Uniunii Europene. Bun, am revenit în direct. Discuției ni se alătură și domnul Cristian Diaconescu. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Aflăm că Ministerul Român de Externe consideră regretabil faptul că legea a fost adoptată în absența unei noi consultări a Comisiei de la Veneția. Recomandările Comisiei ar fi contribuit la o lege mai clară, mai cuprinzătoare, privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale din Ucraina, solicită Kievului să reia consultările Comisia de la Veneția pentru a remedia problemele. Se arată nemulțumit Ministerul Afacerilor Externe din România, sau cel puțin asta înțelegem noi. Rugămintea către dumneavoastră ar fi să ne traduceți pe înțelesul tuturor care e poziția României față de această nouă lege a minorităților etnice din Ucraina. Permiteți-mi la început să spun un lucru și legat de comentariul dumneavoastră anterior, v-am urmărit în ceea ce privește Schengen. De regulă, ce spun ministerele de externe public este o justificare și nu fondul problemei. În acest moment, practic, de ani de zile, sensibilitățile Kievului, indiferent de conducerea politică, este o chestiune interesantă, în ceea ce privește statutul identitar al minorităților, au fost ridicate foarte sus pe agenda politică. Este interesant în acest moment faptul că Parlamentul de la Kiev a optat spre o variantă care, după părerea mea, merge împotriva intereselor Ucrainei, stat care trebuie sprijinit din toate punctele de vedere în fața agresiunii Federației Ruse. De ce spun acest lucru? Cine sunt comunitățile etnice în afară de români în Ucraina? Sunt polonezi, sunt slovaci și sunt unguri, maghiari.
Ori, observăm că discutăm despre o act normativ adoptat într-adevăr fără a ține cont de nu numai evaluările Comisiei de la Veneția, dar închid întregul pachet de reglementări, de sfaturi, de îndemnuri primite din zona Uniunii Europene în condițiile în care Ucraina într-adevăr a primit statutul de candidat și a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Toate se referă la atitudinea față de, printre alte domenii, față de comunitățile etnice. În ceea ce privește respectarea identității lor, în ceea ce privește un anume tip de autonomie, dar nu din punct de vedere teritorial, ci sub aspect cultural, așa cum de altfel România are o atitudine că se poate declara. Deci, în acest moment, să tensionezi relațiile, fie politice, cu statele de frontieră, limitrofe, crizei ucrainene și a Ucrainei și cu popoarele din zonă, care, mai ales poporul român, au primit refugiații cum nimeni nu s-a așteptat în Europa. Vreau să vă spun că imagini și am primit telefoane nenumărate din Europa în legătură cu românii noștri care așteptau cu o floare, cu un pachet sau cu o jucărie refugiații disperați veniți din Ucraina. Ori, din acest punct de vedere, te referi exact la acest subiect. Deci să readuci în discuție de o manieră, mă rog, hai să spun, ca să fie elegant, dubitabilă, modul în care te referi național la comunitățile etnice, mi se pare o eroare. Cum o eroare a fost, dați-mi voie să spun, și afirmația ministrului de externe ucrainean atunci când procesul de aderare a fost lansat către Ucraina, Republica Moldova și Georgia, în condițiile în care a spus, deci, că Republica Moldova ar fi un vagon care întârzie trenul ucrainean spre Uniunea Europeană. Este și o greșeală strategică, dar mă rog, nu mai intru în detalii de acest gen. Deci, astfel de abordări în acest moment extrem de sensibil, când testul de stres al Federației Ruse se exercită îngrozitor, se exercită dramatic în legătură cu Ucraina, dar și în ceea ce privește spațiul occidental, se transmite un astfel de mesaj către frontiera vestică a Ucrainei, mi se pare chiar o eroare clară. Kremlinul ne plasează în top 4 furnizori de arme pentru Ucraina. Oficial, în schimb, știm că de anul viitor România va înzestra Ucraina cu arme și muniții. Pare că avem un rol semnificativ în această confruntare. Și cu toate acestea, găsim această abordare la Kiev. Răzvan Munteanu, care ar putea fi explicația pentru astfel de poziționare a regimului de la Kiev împotriva etnicilor unor țări care sunt alături de Ucraina și trebuie să fie alături de Ucraina în acest război? Bun, acum trebuie să ținem cont și de viziunea politică pe care leadership-ul de la Kiev o are începând din anii 90, de când Ucraina și-a obținut independența. Un proces contestat chiar de istorici și de experți în dreptul internațional asupra modului în care această independență a avut loc, dar nu are rost să intrăm în această discuție. Pe lângă ceea ce domnul ministru a punctat foarte bine, să nu uităm că în Ucraina sunt și ei nici ruși, da. Iar regimul de la Kiev întotdeauna a vizat că această politică, și mă refer întotdeauna de la începutul războiului, pe fondul anexării ilegale a prinsului Crimea în 2014, întotdeauna a justificat sub o formă sau alta, direct sau indirect, că această politică privind drepturile minorităților sau limbile minorităților vizează, de fapt, etnicii minorității ruse. Pe de altă parte, cel puțin în România, pentru că este un fenomen cu care noi ne-am luptat în ultima perioadă de timp, o asemenea lege nu va face decât să dea pârghii noi propagandei ruse, care va încerca să justifice sub o formă sau alta ruperea sau slăbirea poziției pe care România o are față de Ucraina în momentul de față. Este regretabilă decizia pe care Kievul a luat-o, nu vizează doar România, dar iarăși, dacă îmi permit să parateză, este încă un eșec al politicii externe de la București. Sunt estimați în jur de 500.000 de etnici români care trăiesc fie în nordul Bucovinei, zona Cernăuți, fie în sudul Basarabiei. Cei din sudul Basarabiei sunt recunoscuți ca etnici moldoveni, nici măcar până în momentul de față nu au reușit să ajungem la un consens cu regimul de la Kiev, dar recunoaște măcar oficial pe etnicii moldoveni ca fiind
etnici. E situația similară celei din Serbia, unde există o diferențiere clară între vlahi și români, deși... Există o diferențiere clară și acest lucru să știi că se întâmplă și în Bulgaria, unde vlahii nu sunt considerați, anumite sate unde plasa este destul de consistentă, nu sunt considerați ca etnici români, deși ei vorbesc o limbă română destul de bună. Domnule ministru, poate fi o explicație aceea că în conflictul dintre Ucraina și Rusia, în faza limitării drepturilor etnicilor ruși din Ucraina, românii, ungurii, slovacii, polonezii sunt mai degrabă victime colaterale, nu în drepturile acestor minorități ar fi vrut să lovească guvernul de la Kiev, dar ținându-i pe ruși la un nivel scăzut al libertății drepturilor etnice, ne-au ținut și pe noi tot acolo. Da, ceea ce s-a spus este corect. Acest tip de argumentație a existat de-a lungul anilor. Dar în egală măsură nu explică, de exemplu, lipsa de apetență în a comunica cu comunitățile etnice. Faptul că la un moment dat, ales în regiunea Odessa, a apărut un fenomen de denaționalizare etnică, a spune așa ceva, extrem de serios aplicat în legătură cu comunitatea românească. În al treilea rând, în repetate rânduri, atât Bucureștiul, mai ales Bucureștiul, a subliniat în relația cu Kievul faptul că recunoașterea limbii moldovenești și a comunității moldovenești din Ucraina poate reprezenta un argument cel puțin dubitabil în ceea ce privește determinarea politică a Kievului legat de identitatea etnică românească și care, evident, nu respectă absolut niciun fel de condiționalitate istorică. Și în al patrulea rând, dacă îmi permiteți, am avut o experiență personală, am negociat timp de 5 ani frontiera Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene cu partea ucraineană și 5 ani să negocieze o frontieră care există, puteți imagina că nu a reprezentat chiar o banalitate diplomatică, dar problema era că această frontieră separa comunitățile și nu cândva să devină foarte ușor frecventabilă dintr-o direcție sau alta, ca să fiu elegant. Deci sunt anumite elemente de sindrom antietnic ce se transmit și acest lucru mi se pare chiar interesant, de la o conducere politică la alta. Deci este un fel de matrice care funcționează în mentalul decidentului de la Kiev atunci când se ajunge în zona etnică. Automat îl preocupă pe politicianul ucrainean. Chiar dacă... La un moment dat ar părea revedică dintr-o formă sau altă. Domnule ministru, chiar dacă de-a lungul anilor profilul politicianului ucrainean aflat la putere s-a schimbat dramatic. Exact. De aici e paradoxul. Nu știu ce element educațional au ei în minte și de ce se tem în așa măsură de ceea ce înseamnă profilul etnic. Mai mult, tot ce a însemnat etnicitate poloneză, maghiară, slovacă, română, a fost cât se poate de clar asociată ucrainenilor în condițiile în care se respectau valorile, se respectau standardele, se respecta opțiunea pro-europeană. N-a existat nicio problemă din acest punct de vedere. Și nici statele vecine nu au exercitat vreun element de ingerință, așa cum face Federația Rusă. Deci n-ar fi normal ca românii noștri din Ucraina să intre într-un astfel de regim. În al doilea rând, este și o chestiune tactică. Până la urmă, o atitudine care ar avea nuanțe negative în legătură cu o comunitate etnică sau alta este folosită extensiv de Moscova, tocmai pentru a justifica intervenția. Deci aici este o chestiune complexă pe care Ucraina, mă rog, Kievul ar trebui să o trateze mult mai profesionist decât astfel de reacții care, repet, nu le folosesc în principal lor. Am înțeles. Domnule ministru Cristian Diaconescu, vă mulțumesc mult pentru intervenție, pentru explicații. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim apoi cu concluzii pe acest subiect, am nelămurirea dacă se mai poate face ceva dincolo de un comunicat de presă și cu încă două subiecte spectaculoase. Pauză și revenim.
Am revenit în direct, ediție specială, Bună România, Răzvan Munteanu, analist de politică externă, colegul nostru de la CEC Media, de asemenea. Domnule Răzvan Munteanu, l-am ascultat pe ministru, fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, o analiză interesantă asupra deciziei Kievului de a nu oferi drepturile pe care noi le așteptam pentru românii din Ucraina, românii, ungurii, slovacii, polonezii. Și rușii, da, acolo, na, nici nu se aștepta cineva la prea multă îngăduință. Să faci o lege a minorităților care să afecteze anumite minorități, rusă, da, și să ofere niște drepturi altor minorități. Este greu, din punct de vedere... Da, e normal să sufere etnicii români la pachet? Nu este normal, Kievul trebuie să găsească o soluție care să fie în concordanță cu valorile europene, pentru că tot dorește să fie stat membru al Uniunii Europene. Sunt total de acord cu ceea ce a spus domnul ministru, de fapt a fost și o idee pe care am anunțat-o înainte. Este un mental al politicienilor privind minoritățile care ține oarecum de ține cu siguranță de mentalul colectiv al populației ucrainiene. Uh-huh. Știm foarte bine contextul istoric în care Ucraina s-a format, teritorii rupte de la statele vecine de către armata lui Stalin. Evident, totdeauna a fost o teamă odată cu obținerea independenței și destrămarea Uniunii Sovietice, că statele vecine vor cere acele teritorii, iar în anii 90 și anii 2000, să știi că principala țară care era vizată în presa de la Kiev, în discursurile Rusiei, era România. Exista o temere că România va încerca să-și recupereze teritoriul. Dar că România nu încerca să-și recupereze nimic. Dar evident, l-aveam pe Vadim Tudor la București, da, care s-a aflat și în Parlamentul României. Cu un procent mare, okay, cel puțin în anii 2000. În anii 2000, da. Era normal ca aceste discursuri să fie oarecum transferate și la Kiev. Și să mai avem foarte puțin timp până la final. E o știre care ne-a atras atenția amândurora. Șeful Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, Alexandru Mustață, spune în felul următor. Întrebarea nu este dacă Federația Rusă va face o nouă ofensivă spre teritoriul Republicii Moldova, dar când se va întâmpla acest lucru? Fie la începutul anului, ianuarie-februarie, fie mai târziu, martie-aprilie. Dar, din informația pe care o deținem noi, Federația Rusă intenționează să meargă mai departe. Este declarația șefului structurii de securitate de la Chișinău, făcută pentru Televiziunea Națională. Dacă nu mă înșel, Serviciul de Securitate la Chișinău este echivalentul Serviciului Român de Informații de la București, ca să înțeleagă telespectatorii. Înainte să înceapă invazia Federației Ruse în Ucraina, existau două viziuni. Viziunea mediului academic, care spunea nu are cum să înceapă acest război, da, pentru că nu este logic ca Vladimir Putin să atace Ucraina, ceea ce în continuare nu a fost logic. Și existau informațiile care veneau din zona serviciilor de informații, CIA sau MI6, care spuneau o să Federația Rusă o să atace Ucraina. Deci inteligențul versus mediul academic. Mediul academic. A avut dreptate inteligențul. A avut dreptate inteligențul. Acum se pare că putem să intrăm iarăși într-o asemenea paradigmă, dar mă întreb cum poate ataca Federația Rusă Republica Moldova din punct de vedere militar, pentru că nu prea pe unde să ajungă la începutul, cel puțin la începutul anului viitor, adică peste o lună, două. Trebuie să treacă prin Odessa sau trebuie să treacă prin Marea Neagră, care este minată. Să ajungă cu avioane de luptă, există un risc foarte mare care să fie doborâte. În Transnistria mai sunt forțe suficiente pentru ofensivă? 15.000 de soldați, dintre care forțele armate transnistrene și, evident, grupul operativ al soldaților ruși care se află în Transnistria. Insuficient pentru ofensivă? Dacă ținem cont că maxim 10.000 de soldați are Republica Moldova, cred că ar fi destul de suficient. Deci ar avea totuși cu ce? Dacă ar ataca Transnistria Republica Moldova, dar să nu uităm că regimul de la Kiev a cerut de câteva ori regimului de la Chișinău să-i lase să facă curățenie în Transnistria. Ar fi greu. Ultimele secunde din emisiune, dacă totuși Federația Rusă va ataca Republica Moldova cu forțe transnistrene sau nu, România cum reacționează? În primul și primul rând, mai degrabă, poate să o atace din interior prin intermediul războiului hibrid, să destabilizeze regimul de la Chișinău. Sunt destul de multe partide și destul de mulți agenți de influență ai Federației Ruse care pot și deja încearcă să facă acest lucru. Republica Moldova este stat neutru, nu este stat membru NATO, este stat membru 10 secunde, da, pentru România nu e un simplu vecin. Pentru România nu este un simplu vecin, dar cred că regimul de la Chișinău trebuie să se gândească cu atenție asupra greșelilor istorice pe care le-a făcut. Deci noi nu intrăm în război pentru Republica Moldova? Ca România să intre în război pentru Republica Moldova sau ca NATO să intre în război pentru Republica Moldova este greu de crezut în momentul de față. Răzvan Munteanu, analist de politică externă, mulțumesc mult pentru explicațiile din această seară. Noi ne revedem în câteva momente.